Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit cu o nouă ediție specială. Avocații lui Vlad Plahotniuc dezmint informațiile acuzatorii, declară că Interpolul nu-l urmărește pe Plahotniuc și că nu există niciun dosar pe numele acestuia. În plus, avocații califică drept false documentele Curții de Justiție de la Londra, în care figurează numele lui Plahotniuc, și că actele din Cipru, despre care s-a vorbit până în prezent, sunt lipsite de esență și neîntemeiate. Pe cealaltă parte, avocații care studiază schemele Raider stabilesc într-un final implicarea directă a lui Plahotniuc în atacurile Raider și subliniază cu titlu special de remarcă: avocații lui Vlad Plahotniuc au ales intenționat un traseu detașat, ori orice interpretare făcută pe o altă filieră în mod firesc nu poate conține elemente incriminatorii. Discutăm împreună cu invitații la această emisiune, domnii Bogdan Țârdea, Valentin Dolganiuc și Iurie Roșca. Bună ziua și bine, bună ați venit! Ziua. Bine v-am găsit! Ascultăm pentru început declarațiile făcute azi dimineață de 3 avocați angajați de Vlad Plahotniuc. I hand delivered a letter. Am înaintat împreună cu clientul meu o scrisoare către Curtea de Justiție din Anglia din numele domnului Plahotniuc. Această scrisoare cerea doar ca autoritățile locale să o semneze și să o ștampileze și ea deci statua că domnul Plahotniuc nu este o parte în careva procese judiciare. And in fact, the court manager of the British... Până la urmă, administratorul curții a pus ștampila și a semnat acest document care confirmă că domnul Plahotniuc nu este parte la careva acțiuni în justiție. În file există și un răspuns din partea procuraturii din România care de asemenea confirmă că domnul Plahotniuc nu are niciun dosar, niciun fel de urmărire penală sau dosar penal pe teritoriul României. Our client not only was never criminally prosecuted in Cyprus. Clientul nostru numai că nu a fost niciodată urmărit penal în Cipru, but also he was never called to by the authorities, be directly or indirectly through us. Dar de asemenea nu a fost niciodată citat de către autorități, fie direct sau în mod indirect prin intermediul nostru, to give a testimony or even to answer any questions. Or pentru a depune depoziții sau a răspunde la anumite întrebări. Și trebuie să revedem niște declarații pe care le-a făcut în luna septembrie avocatul britanic Patrick Boylan pentru Jurnal TV, în care spunea: sunt destule dovezi care arată că domnul Plahotniuc a fost beneficiarul companiilor implicate în acele atacuri Raider. E o conspirație criminală în care au fost utilizate companii engleze în scopul transferării acțiunilor de la deținători legali în Moldova. Mai multe detalii vedem din declarația de atunci a lui Boylan. We already had quite a lot of evidence to show that Mr. Plahotniuc was the beneficial owner of companies involved in those Raider attacks. The evidence supports that. We have further evidence to show that. We now have it obtained by independent means, i.e. the independent lawyer and the independent computer specialists. And we also can see in this evidence exactly how the process was carried out and how shares were transferred through various companies behind which organizations controlled by Mr. Plahotniuc lie. There are some interesting details in there which we'll be making use of in the future. I'm afraid I can't tell you too much more than that. This is an incredibly serious case. We have frankly a criminal conspiracy that has expropriated shares in Moldova, which has used English companies for that purpose of transferring those shares away from their rightful owners in Moldova. That is a crime in this country. Acum trecem să comentăm. Domnule Dolganiuc, pentru că vom merge și la o confruntare a declarațiilor și mai târziu la o confruntare a documentelor care au fost prezentate până în prezent, inclusiv astăzi. Cine are dreptate? Dacă aceste declarații ale avocatului Vlad Plahotniuc sunt o minciună, mai devreme sau mai târziu această minciună va fi dezmembrată, deci va fi dezasamblată și vom vedea care este adevărul. Dacă aceste declarații sunt un adevăr, este cu atât mai trist, deci, pentru noi toți, fiindcă vedem că în Republica Moldova justiția deci este la degetul mic al lui Vlad Plahotniuc și în aceste condiții noi toți speram, mizam, deci cei care suntem nemijlocit implicați, care ne dorim deci un sistem democratic, care ne dorim să dispară corupția și să avem un sistem judiciar să zicem mai mult sau mai puțin incoruptibil și care ar face dreptate și în Republica Moldova, și știm că acest lucru nu este în Republica Moldova, și în aceste condiții mizam cel puțin deci pe justiția internațională și mizam deci pe acele instituții internaționale. Este credibilă abordarea
făcută de abordată de avocații angajați de Plahotniuc? Sunt doi din străinătate, unul din Cipru, altul din Statele Unite. Bine, aceste uniuni de avocați, aceste barouri de avocați, deci internaționale, noi le știm. Avocații pot fi din Ucraina, avocații pot fi din Rusia, care sunt parte componentă sau membri a unui barou de avocați din New York sau deci din Londra, sau așa mai departe. Adică aici sunt lucruri totalmente diferite. Dar eu vreau să-mi continui gândul. Deci ar fi, dacă aceste declarații sunt adevărate, atunci este mult mai trist deci, pentru noi toți, fiindcă noi toți știm că în Republica Moldova au avut loc atacuri Raider. Noi toți știm că în spate stă cineva și chiar și acea declarație a primului ministru Vlad Filat, care a spus că noi știm cine stă în spatele acestor atacuri Raider și dacă astăzi se fac aceste declarații și nu se întreprinde nimic, deci pentru a stopa aceste atacuri Raider asupra băncilor, asupra companiilor de asigurări care au fost în Republica Moldova, atunci în ultimă instanță să știți că Republica Moldova nu mai are niciun viitor, nici acel viitor care speră toți integrarea Uniunii Europeană, deci și regimul liberalizat de vize. Astăzi niciunul dintre avocați nu a vorbit de atacurile Raider. Păi, toți au enunțat numele Vlad Plahotniuc și lipsa de implicare a acestuia în orice acțiune care se incriminează. Dacă ați observat, da, putem folosi tertipuri, sofisme atunci când facem anumite declarații și a spus că deci nu este pe unda roșie sau deci nu este sub incidența codului roșu a Interpolului în ceea ce privește deja arestarea lui Vlad Plahotniuc dacă se plasează într-o țară în alta. Ori noi știm că există deci 9 grade de urmărire sau... Notificarea verde, de fapt. Da, notificarea verde. Am trimis deci într-o emisiune anterioară la notificare verde că Vlad Plahotniuc este monitorizat pur și simplu de Interpol. Ceea ce nu a declarat și n-a vrut să declare nici reprezentanta Interpolului de aici, de Republica Moldova, cu părere de rău și am văzut că a ieșit prost și fonată de la ședința comisiei. Pe de altă parte, special, deci eu mă întreb dacă este monitorizat, mi-ați răspundeți că nu este urmărit sau nu este de către Interpol. Și în aceste condiții încearcă să deturneze, să zicem, mersul firesc sau mersul corect al unor anchete sau ce se întâmplă în acest, cu acest pentru ca personaj. Să se rețină ce? Că Plahotniuc nu este din nou. Da, deci asta este scopul acestei conferințe de presie, ca să se aducă, deci știi că astăzi parcursul zilei și mâine și cred că până la anul nou vor trâmbița, deci 4 posturi de televiziune, 2 posturi de radio, că Vlad Plahotniuc deci este imaculat, este curat ca lacrima, este cu mâinile curate, deci nu are nimic în spate. Dar nu trebuie să uităm, deci, dacă vorbim despre acest lucru, mai știm deci un caz banal, să zicem, din viața lui Vlad Plahotniuc, atunci când Negacevski a spus că știind că Vlad Plahotniuc deci mai este cetățean la România, am făcut deci trimitere, am făcut și la numele dânsului. Adică involuntar, eu cred că a făcut trimitere la acest nume Ulinici, pe care deține. Ori acesta deci este deja este ceva, nu că nefirez, deci deja este care sub incidența codurilor respective atunci când o persoană deține este cu are o dublă identitate sau un nume deține într-o țară și un nume deține deci în altă țară. Iarăși deja vedem, este banal, să zicem, este minor, este... Vreau să întreb pe domnul Roșca, de ce s-a ales această tactică pentru a prezenta lucrurile cu totul dintr-o altă manieră, pe un alt traseu? Păi este foarte simplu. Avocații domnului Plahotniuc înțeleg că au contract cu domnia sa și primesc bani pentru ce spun, ce fac, ce scriu, ce declară și așa mai departe. Avocații își fac treaba, ei sunt plătiți pentru asta, nu este niciun fel de chestiune. Și chiar dacă s-ar demonstra că lucrurile stau de o manieră diametral opusă, ei nu ar putea fi trași la răspundere și măcar în baza codului cu privire la contravențiile administrative și măcar cu oameni nu s-ar fi ales, pentru că ei nu au calomniat pe nimeni astăzi. Încearcă să-l spiele, să-l desculpe pe clientul lor. Pe de o parte. Pe de altă parte, sunt de acord cu ce a spus domnul Dolganiuc. Conferința de presă nu este făcută pentru opinia publică în general. Este făcută pentru instituțiile media pe care le controlează acest oligarh. Respectivele declarații ale avocaților de astăzi vor fi tirajate în mod abundent la aceste instituții media în războiul de imagine pe care încearcă să-l poarte Plahotniuc pentru a se prezenta în calitate de personaj onorabil. Personal nu cred că care va reuși, dar problema este una legată direct de faptul că ne aflăm în condițiile uzurpării puterii de stat. Am discutat de multe ori despre acest lucru. Este vorba și de felul în care a fost ales președintele, dar este vorba și de ce a precedat aceste alegeri, și anume semnarea anexelor secrete ale acordului de constituire ale Alianței de integrare europeană. Dacă doar pomenim de faptul că Procuratura Generală este în mâna lui Plahotniuc, și asta o știe toată lumea,
Orice investigație penală cât de cât serioasă este imposibilă sub actualul procuror general. Tot la fel se știe foarte bine că justiția din Republica Moldova, începând cu Curtea Supremă de Justiție, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Apel Chișinău, sunt la îndemâna acestui oligarh. Prin urmare, fiecare poate să declare orice. Și eu nu cred că vreo instanță din exterior neapărat se va substitui justiției moldovenești în absența unor inițiative și reacții din partea acestor instituții ale statului de drept. Aici intervine și o altă problemă. În ce măsură putem disculpa partidul condus de domnul Filat și partidul condus de domnul Ghimpu? Pentru că în felul acesta ei se fac complici, cel puțin morali, într-o situație de paralizie a instituțiilor puterii de stat într-un stat care vrea să se considere de drept. Asta e toată tărășenia. Ei sunt o mână spală pe alta. Asta e mai grav în toată povestea asta. Iar Plahotniuc, eu cred că chiar și cu această conferință de presă a tratat un lucru care nu ar vrea să se vadă dintr-o dată. El se află într-o defensivă propagandistică. El se justifică. El este nevoit să se apere, pentru că imaginea mult prea sumbră pe care o are acest personaj duce la fund proiectul politic pe care îl controlează. Mă refer la PD. Și atunci, pe de o parte, conferință de presă de acest gen, pe de altă parte, clocirea, plodirea, multiplicarea unor partide politice care să meargă în paralel cu PD-ul și eventual în viitoare legislativă să-i asigure o anumită protecție, participare la o majoritate post-electorală, toate chestiunile astea sunt interdependente în mod absolut. Toate cele spuse ar trebui legate și cu faptul că în tot teritoriul Republicii Moldova are loc o corupere masivă a aleșilor locali. Este absolut incalificabilă această acțiune respectivului partid și al Plahotniuc personal, când oamenii lui aleargă cu bani în toate raioanele și corup tot ce mișcă. Declarațiile pe care le auzim una după alta, poate pentru unii naivi ar fi un prilej de bucurie. Domnule, pleacă de la comuniști. Dar unde pleacă? Sau îi corupi sau îi sperii. Deci da, sigur, folosește această pe de o parte au posibilitatea de exercitare a presiunilor prin organele de anchetă, pe de altă parte îi momesc cu banii. Și atunci are loc o dezagregare a unui sistem politic normal, înțelegeți dumneavoastră. Anexarea instituțiilor statului de drept, anexarea aleșilor locali, dar atunci când ne gândim la aleșii locali, iarăși eu aș dori să accentuez vinovăția, ar trebui extinsă asupra întregii alianțe, pentru că după schimbarea din 2009 a garniturii guvernamentale, a arcului guvernamental din Republica Moldova, nu s-a făcut nimic pentru a consolida puterea locală. Conferința de presă de astăzi a fost organizată pentru a-i curăța imaginea? Pentru a-l scoate curat la suprafață după atâtea învinuiri, ediții, reportaje care îl prezentau? Bineînțeles. Și asta este naivitatea lui Plahotniuc. El crede că va putea să controleze la un moment dat toată presa din Republica Moldova, dar până la urmă s-ar putea recurge și la foi volante și la alte moduri de comunicare netradiționale pentru a reuși diseminarea, distribuirea informației în Republica Moldova. Cu cât mai mult va depune acest personaj eforturi de a-și subordona cât mai multe instituții media, cu atât mai puțin credibil va fi. Nu cred că nici măcar pentru alegătorii mai puțin instruiți de la țară sau din anumite categorii sociale o astfel de mesaj. Bun, dar informațiile de azi ale avocaților v-au părut credibile? Câtuși de puțin. Revin la această teză că avocații își fac datoria. Chiar dacă domnul Plahotniuc ar fi fost prins în flagrant delict comițând un asasinat în Piața Mare a Adunării Naționale, și tot avocații ar trebui să-și facă datoria, să-și apere clientul. Ăsta este rolul avocatului într-un stat de drept, inclusiv într-unul de felul în care se prezintă astăzi Republica Moldova. Deci, dacă la această masă ar fi fost cineva care ar pretinde cel puțin, care avea un statut independent în raport cu omul de afaceri, politicianul și așa mai departe, Vlad Plahotniuc, atunci da. Dar dânsul nici măcar nu s-a trudit să găsească niște personaje pe care să-i tocmească pentru o conferință de presă cu chip de experți independenți sau mai știu eu ce instituție neguvernamentală din exterior. În rest, totul este clar. Dacă domnul Plahotniuc va apărea în fața unei viitoare justiții și în fața procurorilor viitoarei procuraturi eliberate de sub controlul criminal, aceiași avocați vor apăra cauza lui. Nu este nicio problemă. Cel care cunoaște foarte bine acest caz este avocatul Andrei Năstase. Domnule Năstase, bună ziua! Bună ziua! Au fost făcute o serie de declarații astăzi și asta, bun, cel puțin ca opoziție la ceea ce s-a prezentat până acum, inclusiv la Jurnal TV și inclusiv din mesajele pe care le-ați adresat dumneavoastră. Cu referire la declarațiile de azi, ce aveți să spuneți? Cum le comentați?
Bună ziua dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră. Întâi de toate vreau să vă spun că am privit și eu conferința de presă a lui Nagacevski și câtorva apărători a lui Plahotniuc. Eu am definit-o așa. Am văzut și am fost martor unor elucubrații, așa îi place lui Nagacevski să se apere prin instanțele acaparate de Plahotniuc în Republica Moldova, și am să vă preiau și un titlu de pe Facebook, Zakaznaya Pokazuha. Cam asta am văzut eu la conferința de presă. Iar dacă să trecem la particular, exact ca și în conferințele anterioare, ale unor victime ale Plahotniuc, care își elogiau la un moment călăul, vorbesc acum de Turcanu și Proieset, astăzi același lucru l-a făcut Vitali Nagacevski. Eu îl consider, din acest moment îl consider o victimă a acestui om înalt de stat, care are tot timpul fotoliu mereu ridicat la maxim. Plahotniuc nu este clientul lui Nagacevski. Plahotniuc a devenit călăul Nagacevski și veți vedea în scurt timp. Domnule Năstase, dar deci avocații spun că sunt foarte multe lucruri false și că actele sunt neîntemeiate, lipsite de esență. Deci inclusiv ceea ce a venit de la Londra, de la Înalta Curte, ceea ce a venit din Cipru și notificările Interpol de asemenea sunt prezentate cu totul altă manieră. Spuneți-mi, vă rog, unde anume greșesc avocații, ca să precizați exact care este partea corectă și cea obiectivă, dacă se poate spune așa, în cazul implicării lui Plahotniuc în atacurile Raider și nu numai. Am să vă spun. Dar lăsați-mă să continui cu Plahotniuc, care s-a dovedit a fi o marionetă în mâna lui Nagacevski, care s-a dovedit a fi o marionetă în mâna lui Plahotniuc. Acesta, vedeți că după ancheta din 7 aprilie, el mai este credibil. Și a recurs la o piruietă, la un foarte, foarte ieftin, să atragă niște anonimi, niște impostori, care, ați văzut și dumneavoastră, vorbesc cu accent rusesc și se pretind a fi avocați din străinătate, de la Boston. Acestea, în loc să ne vorbească despre ce s-a întâmplat la Londra și Edinburgh, încearcă să ne arate niște înscrisuri sterile prin care chipurile Vlad Plahotniuc n-ar face obiectul unor acțiuni. Da, domnule Năstase, dar refuză să vorbească despre Norwich Pharmacal, o procedură pe baza căreia a fost depistat ca beneficiar al atacurilor Raider din Republica Moldova, anume Plahotniuc. Înțelegem aceste foarte bine. Domnule Năstase, deci au fost prezentate la televizor, au fost prezentate în instanțele de judecată. Acestea ne vorbesc despre codul roșu al Interpolului. Pe când în Republica Moldova s-a vorbit de codul verde al Interpolului. Acestea ne vorbesc despre comuniști, nu știu de ce ne vorbesc despre comuniști în condițiile în care presa din Republica Moldova a lansat informația cu privire la codul verde al Interpolului împotriva lui Plahotniuc. Acestea veți vedea că evită să vorbească de Edinburgh, vorbesc doar despre Londra. Cât privește Cipru, ne dau un înscris intermediar, refuzând să vorbească despre alte dosare, inclusiv alte dosare, în care Plahotniuc își invocă imunitatea pe teritoriul Ciprului, imunitate dată de populația acestui stat. Veți vedea mai departe, mi-am notat și eu așa în câteva rânduri, ne vorbește despre ce am reținut eu acolo, că n-ar exista, că Interpolul n-ar deține informația care ar fi fost monitorizat. Și de altă parte ne vorbește cât de ușor este să obții o informație de la Interpol, dar nu ne pune un înscris pe masă să spună am obținut un înscris de la Interpol, potrivit căruia Plahotniuc nu este monitorizat. Ne vorbește de tot felul de anchete, ne vorbește de red code sau red note-ul ăsta, dar nici de cum nu ne pune un înscris pe masă. Este cel mai interesat acest om de stat înalt, cum spuneam, este cel mai interesat să ne pună un înscris pe masă. El își aduce acești ciraci, printre care Nagacevski și niște impostori veniți de pe aiurea, pentru că, vă spun asta, pentru că mi-au sunat oameni de străinătate care cunosc limba engleză mai mult decât mine și poate decât noi toți. Mi-au spus, ăștia sunt de origine cu totul alta și nu Massachusetts sau Boston. Bun, dar pe lângă asta, fără a interpreta doar limbajul, vorbirea unuia dintre cei trei avocați, vreau să vă întreb, au fost în mod repetat
prezentate fraze și exclusiv în scris chiar pe documentele de la conferință că Vladimir Plahotniuc nu face parte din niciun dosar. Și aici se referă inclusiv la solicitarea depusă la Curtea Înaltă de la Londra, inclusiv la biroul Interpol și la Cipru. Deci, iată aici, cum putem aici să comentăm? Pentru că există acte de asemenea ștampilate pe care le-a prezentat domnul Nagachevski și colegii săi din străinătate, cu ștampilă, cu afirmația că Plahotniuc nu face parte, nu este subiectul niciunui dosar. Păi am spus ceva cum mai înainte. Cum să înțelegem? Aceste acte nu sunt decât o modalitate de manipulare. În Republica Moldova, presa, noi, cei care am spus un cuvânt împotriva lui Plahotniuc, am prezentat niște documente, prezentate cu referire la anumite spețe. El ne vorbește la modul general. Așa. Dacă este întrebat despre codul verde, de cine vorbește de codul roșu? Dacă este întrebat despre Londra, Edinburgh, despre toată întreaga Mare Britanie, de cine vorbește despre niște interpelări? Dacă ați avut timp să citiți acele documente, veți vedea, nu găsiți nimic în ele substanțial sau ceva consistent. Sunt doar niște interpelări. Foarte stăuire, la care nu sunt niște răspunsuri. Pentru precizare, da. O întrebare. Este Plahotniuc în persoană subiectul dosarului de la Londra sau e studiat în general cazul atacurilor Raider pentru a-l demasca pe beneficiarul atacurilor Raider? Da. Am spus-o și mai repet. Vlad Plahotniuc a fost deconspirat în urma unei decizii din Londra, a unei alte decizii din Scoția, de la Edinburgh, în care s-a demonstrat că el este beneficiarul final a unor acțiuni furate, lapidate sau nu știu cum să mai spun, în cadrul atacurilor Raider din Republica Moldova. Aceste documente au fost prezentate în alte curți, au fost prezentate presei cu toate ștampilele și semnăturile de care are nevoie și Nagachevski și avocații lor, deși cunosc foarte bine că în străinătate ștampila este o chestie nici măcar formală, este o chestie care nu interesează pe nimeni. Există semnătura unui judecător, a unui funcționar și asta este mai mult decât orice ștampilă de pe lume. De ce nu vine să ne infirme sau să ne răstoarne ceea ce am prezentat până acum, că exact. În baza acelei proceduri Nordic Pharmacal a fost depistat ca beneficiar al atacurilor Raider. De ce nu vorbește? Nu a fost folosit niciodată cuvântul atacuri Raider. De ce se vorbește la modul general? Aș pronunța niște cuvinte, dar suntem în spațiu public și n-aș vrea. De fapt, ne manipulează pe noi. Anterior, l-a scos în față pe Zubco și Litvinova, care sunt niște marionete. Acum ne scot în față pe niște, iarăși mai repet încă o dată, niște impostori. Pentru că nu poți să-i pui pe același cântar pe Patrick Bolean, să-l pui pe același cântar pe Lordul Lester, care ne reprezintă la CEDO, să pui pe cântar avocați din înalte și înalte curți londoneze sau scoțiene, cu acești impostori care vorbesc despre totul și despre nimic în același timp. Domnule Năstase, amintiți-ne, vă rugăm, detalii cu referire la ce s-a discutat și s-a decis în Cipru cu actul de citare pe numele lui Plahotniuc și cu imunitatea cu care se acoperă Plahotniuc pentru a nu se prezenta în Cipru în cazul atacurilor Raider. Am pus-o la dispoziția presei acum 2 săptămâni în urmă, cred, acea solicitare a avocaților lui Plahotniuc, prin care ăsta își invoca imunitatea parlamentară și chiar își spunea al doilea om în stat. Pe atunci, primul om în stat era, așa zis, un șef de partid al său. Bine, așa zis, pentru că știu cine este șeful de partid al Partidului Democrat. Iar el ar fi fost al doilea om în stat. Ei, el își invoca în această scrisoare imunitatea și solicita ca instanțele din Cipru să nu mai deranjeze, pentru că el ar avea imunitate parlamentară. Așadar, Plahotniuc era vizat ca persoană fizică sau totuși ca demnitar de stat? Nu, n-avea nicio treabă. Văd că și invitații dumneavoastră vorbesc despre alianță și mai departe. La Londra, în Cipru sau la Edinburgh a fost depistat Plahotniuc. Altceva, el acum încearcă să transfere imaginea lui negativă, terțelită, să o transfere asupra alianței, pentru că asta este mai ușor să te aperi. Să fii în față 3-4 persoane, iar din spatele lor tu tragi astele. Iată ce se întâmplă în realitate, iar ce s-a întâmplat astăzi, v-am spus, este o mătră de
de păcăzuhă de asta la care se dedă în ultimul timp, având la discreție 80%, după părerea mea, din mass media din Republica Moldova, îi atrage, îi aduce la tot felul de conferințe de presă de a unor funcționari de stat care controlează, a unor avocați, am mai spus, niște impostori, pe care o să ne intoxice încă o perioadă de timp, înainte de sărbători și după, cu tot felul de informații sterile și neadevărate. Încă ceva foarte important vreau să vă întreb, pentru că Patrick Boylan, avocatul, spune foarte clar că trebuie să ne așteptăm la o altă serie de știri, de asemenea foarte serioase, în care e vorba de demascarea lui Plahotniuc. Sunt lucruri care îl incriminează și confirmă participarea și organizarea lui Plahotniuc în atacurile Raider, bineînțeles. Și aici vreau să vă întreb, care e finalitatea acțiunilor de la Londra? Cu ce se termină? Pentru că au loc investigații, studii, sunt foarte multe fișiere, acte. Care e finalitatea? Finalitatea pe care o așteptăm noi este punerea sub învinuire a lui Vladimir Plahotniuc, urmărirea acestuia și, într-un final, condamnarea lui pentru atacuri și ce a făcut el, și nu numai la Londra, chiar și în Republica Moldova, pentru că cunoaște foarte bine, în Republica Moldova a pus stăpânire pe sistemul judiciar, după asta a pus stăpânire pe sistemul bancar, acum recent a pus stăpânire pe media, încet, încet, de fapt, preia Republica Moldova și își va face ca un fel de colhoz, din asta pe care să-l conducă în felul lui caracteristic. De la Londra și nu numai de la Londra, eu vă asigur, pentru că avocații, colegii noștri de la Londra și din alte părți vor aduce probe de acolo, dar eu vă asigur că în scurt timp vor fi făcute publice probe care atestă implicarea directă a lui Plahotniuc în atacurile mișelești asupra unor persoane, unor tineri masacrați la 7 aprilie. Printre aceștia vreau să vă spun că se află chiar și fiul lui Vitali Nagaceschi și nu pot să înțeleg de ce 7 aprilie a fost îngropat atât de adânc, iar imediat după asta domnul Nagaceschi a devenit reprezentant oficial, cum îi place lui să se numească, a lui Plahotniuc. Eu vreau să vă spun că în scurt timp vor fi aduse probe și dovezi ale faptului că Plahotniuc a fost implicat direct în 7 aprilie, că el este cel care a coordonat multe din acele acțiuni, iar colegii mei de la Londra și din alte părți o să aducă dovezi că el este implicat în atacurile Raider pe care le acoperă Procuratura Generală. El nu de mult și un funcționar înalt de la SIS, care trebuie să cunoască în acest moment, a fost sacrificat chiar de către Plahotniuc. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenția dumneavoastră în ediția specială. O zi bună! La revedere! Domnule Țârdea, haideți să despletim unele mesaje pe care le-a lansat și domnul Năstase și încercăm să le confruntăm cu ceea ce s-a spus azi la conferință de către avocații lui Plahotniuc. Bine, eu am să încerc mai simplu, da, fiindcă eu nu sunt jurist, sunt cetățean, de rând, și ca un cetățean încerc să explic și să înțeleg ce se întâmplă. Să presupunem că domnul Păpușar este imaculat, deci curat ca lacrima, martir, dacă vreți, care a luptat cu sistemul comunist, nu are nimic cu acest sistem, etc. Nu a fost sponsorul pe CRM, nu a participat la atacul Raider, nu a pus, să-i spunem așa, pe brânci Victoria, cu Orteu, al Kirilu Cinsti, și multe, multe altele. Bine, deci, dați să urmărim. Rușii au așa un proverb, navărea șapcă gărit, știți? Adică, pihoța arde cușma, dacă primitiv. Dacă ar fi fost totul curat, pentru ce era nevoie, deci, de atâtea, mă înțelegeți, dezmințiri, atâtea, cum să vă zic, justificări, atâtea conferințe, atâția bani, atâția un alta. Și acum eu vă pun pe puncte. Haideți să vedem ce s-a produs. În primul rând, deci, inițial, ziarul, nu comuniștii, dar ziarul adevărul, a publicat despre informația că Interpolul ar monitoriza pe domnul Plahotniuc. S-a făcut un show, deci el a încercat să-și lustruiască imaginea. Au produs acea ședință a Comisiei Parlamentare de Securitate. Bine, dacă era totul așa cum spune această comisie, unul la mână, de ce s-a produs cu ușile închise? Doi, de ce doamna Litvinov nu a oferit atunci, nu a prezentat publicul absolut niciun document? Niciun înscris, niciun document care să justifice că unul s-a adresat, doi a primit, sau să infirme, doi, da, că a primit acest răspuns. Trei, de ce domnul procuror general iarăși vorbea atunci de urmărire penală și nu de monitorizare?
Deci patru. De ce această ședință a Comisiei Parlamentare a venit? În primul rând, mass media afiliată acestui oligarh, care și-a răspândit această informație. Asta e primul punct. Al doilea punct. Deci, iată despre această conferință care s-a produs azi. Desigur, se produce în condiții dubioase, cu niște personaje, cu, hai să spunem așa, de o proveniență dubioasă, cu un trecut discutabil, ca să nu zic tenebru. Dar dați-mi uităm la conținut. Unul la mână. Ei vorbesc despre Interpol, da? Oamenii să înțeleagă. E vorba, deci noi am spus și am scris și adevărul a scris că e vorba, deci, de monitorizare acestui personaj, nu urmărire penal. Deci de cod, așa zisul, green, nu cod roșu. Da, ei, doar că ei manipulează, titlului da, a fost una cu totul ei manipulează, da? Deci uitați-vă ce fac ei la această conferință. Ei plasează faptele și informațiile într-un alt registru. Exact. Și ca să se credibilizeze, ne flutură cu niște foi și ne spun despre urmărire penală. Stați-o leagă, dar să le punem pe puncte. Primul, în privința la Interpol, am spus că e monitorizat. Spuneți-mi, vă rog, e monitorizat sau nu? Ei spun că nu e urmărit penal, nu e cod roșu. Bine, fraților, era vorba deci de cod galben. Nu era galben. Vorba de cod roșu. Deci, era prima. Nu, e verde, green. Verde. Green cod. Deci, asta e prima. Deci, prima minciună, prima manipulare. Unul om. Al doilea punct. Ei vorbesc că la Londra nu există niciun dosar penal. Dar cine a spus că există la Londra dosar penal? Noi am spus și am arătat documente că la Londra, ca oameni să înțeleagă simplu, s-a discutat despre, s-a analizat în justiție caz atacurile Raider, în care au implicate anumite firme engleze. Deci firma Tomdal Ltd, care a fost destinatarul final a acțiunilor, care a preluat aceste acțiuni de Republica Moldova prin scheme, prin diferite firme offshore, ea a fost destinatarul final. Mai simplu, ea a pus mâna pe aceste acțiuni și destinatarul acestor acțiuni, la urma urmelor, s-a demonstrat că este domnul Plahotniuc. Deci, este sau nu destinatarul final al atacurilor Raider? Deci, acest personaj sau nu? Așa trebuia să fie pusă întrebarea, dar nu cercetare penală. Cercetarea penală va parveni după o perioadă îndelungată de către Organizația Internațională, SFO. Iată, aia care se ocupă de asemenea urmăriri penale, ce vor face? Și totuși, Londra a dat răspunsul. Plahotniuc nu figurează în niciun dosar. Sigur că da, el nu figurează nici într-un dosar. E vorba de dosar penal, e vorba de urmăriri penal. Aici pur și simplu s-a stabilit circumstanțele unui atac Raider, care s-a derulat prin mai multe firme offshore și ultima firmă era Tomdal Ltd. Deci această firmă, destinatarul, beneficiarul, proprietarul acesta este, după cât eu înțeleg, acest păpușar metaforic despre care noi atât discutăm. Deci al doilea punct. Al treilea punct, cu Cipru. Ni se spune că nu este dosar penal, că sunt închise, că nu figurează. Noi știm cum este justiția din Cipru, credeți-mă. Ne face concurență nouă. Da. S-a arătat foarte clar scrisoarea Ministerului de Externe a Republicii Moldova, în care se adresează justiției din Cipru. Vă rog, nu se poate prezenta acest personaj, că e două persoane în stat. În cazul dat, dacă această scrisoare este un fals, lasă dezmintă ministerul și organele de resort. Că e un fals. Nu a existat dosar pe numele acestui personaj. Nu ne-am adresat. Nu există. Asta e unul. Doi. Dacă a existat scrisoarea, înseamnă că a existat dosarul. Și alianța, guvernarea, l-a mușamalizat prin toate căile posibile pentru a închide acest fenomen. Da. Uitați-vă ce este important aici, ca telespectatorul să înțeleagă. Uh-huh. S-a vorbit despre un dosar. Dar acolo, după cât eu înțeleg, bine, sper să greșesc încă o dată, ca un cetățean corect față de acest păpușar pe care îl respectăm, într-un fel, că e cetățean ca și noi, există și alte dosare, există și alte monitorizări în alte state, inclusiv în Cipru, eu am înțeles că există mai mult, chiar și în Londra, s-au adresat doar la Londra, dar este și Edinburgh, fraților, ce ne învârtiți, chiar suntem proști? Asta e a doua mea teză care am vrut să o spun. A treia teză, care vreau să o spun. Deci, dacă este așa totul curat, frumos și liniștit, de ce atunci e nevoie atât de aceste operațiuni mediatice? Eu vă vorbesc și juridice, la care se dedă acest personaj politic. Unul la mână. Deci, dacă el este curat, de ce cel care îl acuză suferă? Unul, domnul Butmalai, de exemplu, l-a acuzat, da? Șeful este secretarul Comisiei Securitate Națională. Deci, chiar a doua zi după ce el a făcut aceste declarații, alaltă, ieri noi aflăm că chipurile, el s-a adresat în Parlamentul din Bundestagul German, da, pentru a proteja
pe un criminal, pe un mafios, etc. Adică, cu alte cuvinte, ce vrea să ne arăte noul mass media și analiștii afiliați Păpușaru? Iată, Butmalai, care luptă cu Păpușaru, singurul e un criminal. Deci nu-l credeți. Asta e unul. Doi, de ce este atacat atunci domnul Năstase, care este avocatul, avocatul țopilor? De ce contra lui se încearcă intentarea dosarilor? De ce s-a adresat domnul Mihai Otioae? Un avocat, deci foarte respectabil, cu reputație impecabilă, președintele, dacă nu greșesc, baroul avocaților. În Republica Moldova. El s-a adresat că sunt, fiți atenți, vă rog, aici, ca cetățenii să înțeleagă, sunt presați avocații. Avocații. Într-un stat de drept în Europa ar fi un scandal internațional. Avocatul, repet încă o dată, intră cu piciorul în ușă, în congres, în parlament, unde vreți. El nu, el este intangibil. De el nu te poți, în general, atinge, fiindcă el este avocat. La noi e hărțuit avocatul, cel care îl apără pe acest pe țoc. Presiune, intimidare, șantajuri. Și al treilea moment, a treia teză care eu vreau să vă spun. Mă înțelegeți? Ei au pornit o campanie de a ilustrui imaginea. E o campanie imediată. Prima, ședința Comisiei Naționale. Vin procurorul, e chemat, Litvinova, e chemat un alt. A doua, fac conferința aceasta de presă. A treia, îl atac pe Butmalai. A patru, îl atac pe Năstase. A cincilea, pornesc. Ei încearcă prin toate canalul. Ceea ce arată că se simt cu musca Pikachu. Și aici, ca să finisez gândul, eu voi spune așa o frază ca telespectatorii, cetățenii să înțeleagă simplu de tot. Eu admit și chiar cred uneori că acest oligarh nu este vinovat. Da? Vreau să cred, iar așa sunt eu naiv. Dar mă înțelegeți care e faza? Noi mai analizăm lucrurile în conexiune. Atunci când Mocanu e acuzat pe vreo trei funcționari înalți de stat prin 2010, că ar fi cumpărați de acest oligarh, nu trei, pe vreo cinci, ăia concomitent s-au adresat în justiție. Toți concomitent. În două zile s-au adresat concomitent. Cum așa? Prin aceasta i-au probat încă o dată că de fapt ei sunt conectați la acest individ și au primit sunetul din hotelul Codru. Și au primit ordinul, cum se zice în rusă, FAS. Toți au sărit asupra acestui Mocanu. Mai departe, dacă tu ești nevinovat, pledezi nevinovat. Tu, ca un politician, nu e normal să războiești mass media și cu analiștii. Lasă-i să hămăi, cum zicea mama mea, să-i fii țărnă ușoară, câinele a hămăit, dar odată se va opri. Lasă-i să vorbească, lasă-i să te crici, de la asta crești. De ce el se adresează prin Facebook, spune, ăia care au lansat acuzații gratuite contra mea, vor fi chemați în instanță. El ce, ne sperie? Mă înțelegeți? Păi dacă tu, într-o societate democratică... Nu că e dispus să acționeze în judecată pe toți cei da, care el ce este? Dumnezeu! El e Dumnezeu, el e Iisus Hristos. Iisus Hristos era inocent și a fost răstignit. Mă înțelegeți care e faza? Vedeți, partea lor, deci viziunea lor este că imaginea este șifonată, că este atacat și că este victima unei campanii murdare, inclusiv mediatice. Deci în momentul acesta, cum spune avocatul Vitalie Nagacevski, Plahotniuc e dispus să meargă în judecată, să-i acționeze pe toți cei care îi denigrează imaginea personală și respectiv... Vă respect, fraza, am înțeles gândul. Ultima frază. Dacă domnul Păpușar este așa un luptător de intransigent, onest, curat, etc. și gata să-și apere imaginea, atunci lasă-l de înjudecat. Unul pe Marian Lupu, care a spus că ăsta controlează carne, scheme de carne și mai nu știu ce. Doi, pe Vasile Tarlev. De ce? Care tot a declarat în una din conferințele de presă că iată erau implicați Păpușarul și era în scheme. Trei, pe Dorin Chertoacă, care l-a acuzat cu insula de la Sculeni, da? Și cu privatizarea cu un alt. 4. Pe Vlad Filat. 5. Pe Oleg Ifrim. 6. Pe Vladimir Voronin și pe comuniști pe toți. Mă înțelegeți? 7. Pe consilierul președintelui. 8. Pădurarul, care l-a spus că el controlează întreaga justiție. 8. Să-l dea în judecată. Inclusiv organizația Transparency International, care l-a acuzat de atac cu Raider și a cerut cercetare penală. Organizația internațională. Lasă-o de în judecată. Să ne demonstreze nou tuturor aici. Și nu numai pe ăștia, mă înțelegeți? Lasă de judecată inclusiv și pe Boylan din Marea Britanie, care a declarat ce a declarat. Eu lista pot să vă dau foarte mare, cine, ce, cât au declarat. Iată, domnul Roșca tot a declarat. Lasă pe domnul Roșca să-l de judecată. Lasă pe toți, pe toți. Și lasă-și de judecată în primul rând foștii colegi de partid din PCRM și să demonstreze, să se jure pe cruce alături de Vladimir Nicolaevici, pe care am o anumită doză de respect, o anumită doză.
Împreună cu Vladimir Nicolaevici să stea toți în față, cu Oleg Reidman, cu alții, nu vreau să numesc gruparea Tenebră. Am să scriu o drogă. Ei n-au participat în cariera de la Cosăuți, în privatizarea hotelului Codru, Național, Chișinău, cu anumite afaceri în alte zone. Nu vreau să dau lista. Iată, las să pună o mână pe Biblie, a doua pe inimă, toți 4-5 și să zic că e așa. Iar dacă nu e așa, să-i dea pe toți în judecat. Vreau să urmărim în aceste minute și declarația. Vreau să urmărim în aceste minute și declarația făcută de Ion Butmalai, despre care am vorbit mai sus. Și este secretarul Comisiei Parlamentare pentru Securitate, deputat PLDM. El a făcut referire la declarațiile care au fost făcute azi dimineață la conferința de presă de către cei trei avocați angajați de Plahotniuc. Haideți să urmărim declarația. Ați văzut și îmi pare foarte rău că avocații respectivi arătau cam palid. Eu, în primul rând, nu mă tem și chiar aș solicita să ne întâlnim într-o instanță de judecat cu respectivul cetățean. Și dacă dumneavoastră ați urmărit conferința de presă foarte atent, vreau să vă spun că la întrebările jurnaliștilor nu s-a răspuns concret, nu s-a discutat de a doua familie a cetățeanului care deține România. Mai mult ca atâta, cum se spune la noi, la moldoveni, cine se simte cu musca pe căciulă și retrăiește, s-o dat pe față și are de ce retrăi. Mai mult că atât nu s-a vorbit de Italia, ceea ce a fost publicat în presă în Republica Moldova. Eu sunt gata să discut cu orice cine, mai mult că atât vreau să-i dau un sfat cetățeanului respectiv să-și mai aduc aminte de tinerețe, să-și mai aduc aminte de organele de drept, în primul rând, ca să mă înțeleagă cetățeanul ce am în vedere. Acei ofițeri care au lucrat în sistemul organelor de drept, în SIS, în Procuratura Generală, în alte organe de drept, ei sunt vii și cunosc foarte multe, multe chestiuni care vizează cetățeanul respectiv. Ceea ce vă deranjează pe dumneavoastră, mă deranjează și pe mine și eu cred că deranjează ori și cetățean din Republica Moldova. Revenim în platou. Astăzi Nagacevski a spus în felul următor. Dacă există capete de acuzare împotriva lui Plahotniuc și Ulinici, a adăugat, noi vom verifica și vom prezenta întotdeauna orice informații, așa cum s-a întâmplat astăzi la conferința de presă. De asemenea, a prezentat un act de la Procuratura României, așa, în care se explică că Plahotniuc nu are dosar penal și nimic altceva asemănător pe teritoriul României. Iată, doar asta cu referire la România și implicarea lui. Dar de Zimbabwe n-au prezentat. De Zimbabwe, din Sierra Leone, din Sudan. De Ulinici încă nimic nu s-a spus. Dar eu îi rog, eu în Sudan verificați, în Zimbabwe, ce era. Noi i-am rugat nu din Zimbabwe să ne aduc, sau din România, cu tot respectul. Am rugat să aducă Cipru, Italia, Scoția și Marea Britanie. Iată de aici pentru că... Și apropo, ultima, și din Rusia. Și din Rusia. Da, asta e foarte important. Iată, asta e foarte important. Iată, din aceste state în care noi, domnule, lasă-ne arăte. Și mai important, deci în Republica Moldova. Dar doar atunci când se va reforma Procuratura Generală și va fi ales procurorul, fie de popor, fie în cel mai prost caz de Consiliul Superior al Magistraturii. Iată atunci să vedem nou procuror ce va spune. Ce credeți că urmează și ce va întreprinde Vlad Plahotniuc? Ori acum simte că totuși l-a ajuns cuțitul la os pentru că se consideră victima unor atacuri, spectacole defăimătoare în media și de către unii analiști comentatori care își permit să vorbească, să scrie împotriva lui. Domnule Roșca, ce ar face acum Plahotniuc pentru ca să iasă basma curat? Ce se vede cu ochiul liber este că domnul Plahotniuc este într-o ușoară panică, face greșeli, simte că nu poate controla chiar tot, așa cum spera el cu naivitate, și fiind în starea aceasta de dezechilibru, de panică, de neliniște, am putea să ne așteptăm la orice. Pentru că doar cele enumerate de domnul Țârdea deja trebuie să ne îngrijoreze. Câți oameni ar putea să fie afectați de această persoană. Ce mi se pare însă remarcabil, chiar dacă nu trebuie să sunt de acord cu ce declară domnul Butmalai ca deputat, ca atitudine și așa mai departe, este curajul acestui deputat. El face parte din majoritate și nu-și desminte calitatea de parte al arcului guvernamental. Putem doar să presupunem dacă e sau nu în acord cu ce i-ar plăcea lui Filat. Mai degrabă că nu. Dar în orice caz, Butmalai își apără punctul de vedere și poziția destul de
ferm și cred că asta este una din problemele foarte mari. Dar riscă, nu? Din câte se vede așa și din exterior, și domnul Gutmălaic a fost ofițer de poliție și așa mai departe, e un bărbat destul de tare la caracter și nu cred că are riscă și am impresia că îi face plăcere să sărește. Cred că el crede că știe de ce riscă și că merită sărește. Vedeți dumneavoastră, cu mici excepții și în presă și în general în spațiu public, dar uneori și pe stradă și în, la telefon, lumea se cam teme să vorbească despre oameni de o asemenea învergură. Și ceea ce fac unii jurnaliști mai cu obraz și mai cu demnitate este un fel de psihoterapie colectivă. Asta e foarte important, inclusiv ceea ce face Butmălai. Domnule, toată lumea nu cumva să te audă, să te vadă că o să te închidă, că o să te fure, că o să te dea pe mâna procuraturii, că o să te dea afară din servici dacă lucrezi undeva unde poate ajunge mâna acestui personaj. Ia mai lăsați-ne, domnule, cu chestiunea asta. Eu cred că finalul acestui personaj va fi unul foarte trist și deznădământul este inevitabil. Cât privește, dacă îmi permiteți foarte scurt, despre Vitalie Nagacevski, care era cunoscut mulți ani de zile ca un militant pentru un stat de drept, pentru justiție, pentru normalitate, pentru funcționarea instituțiilor statului de drept. Spre regretul meu, acum are loc decriminalizarea lui Nagacevski în calitatea lui de avocat și de persoană publică în general, care a avut o imagine, da, o imagine foarte, foarte bună. Poate că dânsul a pus pe cântar decredibilizarea, compromiterea versus îmbogățirea. Cine știe, poate rentează, nu-mi dau seama. Dar în orice caz, pentru mine este regretabil acest lucru. Dar dincolo de orice, dincolo de această conferință de presă și de elementele care s-au invocat, personal, sunt absolut convins că imaginea lui Plahotniuc este șifonată iremediabil. Și cu cât mai multe conferințe de presă, cu cât mai multe gesticulații publice va face el personal sau cei pe care îi năimește din presă sau din mediul avocaților, cu atât mai mult se va compromite. Deci lucrurile sunt sub acest aspect clare și univoce. Nu pot să fie alte. Lumea știe. Da, dar avocatul Nagacevski a subliniat, noi vom veni de azi înainte cu orice informație cu scopul de a verifica și de a confirma anumite lucruri sau de a infirma anumite lucruri despre care se vorbește. Păi să întrebăm pe Vitalie direct sau pe Plahotniuc, o singură chestie, nu mai enumerăm toate chestiile cu atacurile Raider și așa. Ce este în buricul târgului? Plahotniuc este proprietarul hotelului Codru? A intrat în posesia acestei proprietăți sub guvernarea comunistă. Da. Se simte confortabil la doi pași de Palatul Național, de Palatul Republicii. Ne putem dacă ar fi doar un singur caz, băi, băiete, stai puțin, tu ai desproprietărit statul în favoarea ta. El o să zică, domnule, demonstrează, s-au păstrat toate aparențele legale. Prin urmare, și sub guvernarea comunistă și sub această guvernare, el are o influență foarte mare asupra instituțiilor care trebuie să dea o aparență legală în proprietăririi acestui personaj. Înțelegeți? Dincolo de faptul că există o mie și una de firme offshore, că e scris cu tare sau cu tare, noi știm foarte bine treburile astea. Domnul Dolgăniuc? Da, toată lumea este în criză, nu mai este, cresc etajele, business centrurile și așa mai departe. Uitați ce clădire somptoasă, parcă suntem la New York, domnule, sau în Singapore, nu în cea mai săracă țară din Europa, domnule. Ceea ce s-a pomenit și într-o singură emisiune și chiar în această emisiune este, ceea ce mă deranjează pe mine este participarea tacită sau cei care au închis gura din Alianța pentru Integrare Europeană și nu văd o persoană din liderii acestea, sau Lupu, sau Filat, sau Mihai Ghimpu, în ceea ce privește deconspirarea acestui personaj. De ce ar face? Eu am spus-o... În schimb, Plahotniuc se acoperă cu Alianța. Vedeți, atât de farisei și atât... Mi-a fost atât de trist atunci când Plahotniuc a venit cu argumentul în Parlament, da, că acest Partid Comunist dorește debarcarea lui Plahotniuc pentru a distruge Alianța pentru Integrare Europeană. Domnule, noi nu pentru asta am luptat, noi nu pentru asta am ieșit în stradă, noi pentru asta am așteptat 8 ani de zile, noi pentru asta am militat 8 ani de zile, deci ca să schimbăm ceva aici în Republica Moldova. Fiindcă totdeauna este loc de mai bine, totdeauna, și am așteptat 8 ani de zile, oricum se vor duce. Acum ce să așteptăm? Care este alternativa acestei guvernări, Republica Moldova? La momentul actual nu se vede, nu se prefigurează nicio alternativă decât revenirea la Partidul Comunistului, adică acele două entități care sunt la momentul actual. Și atât în aceste condiții, ceea ce deranjează... Da, atunci, domnul Plahotniuc, nu o să cumpere toți deputații, da, și toți aleși locale acestui partid. Exact, ceea ce s-a întâmplat. O să rămână electoratul fără partid. Ca să, dacă se continuă ce-ți gândești, pe filiera, să zicem, cea politică, adică cum se fortifică Plahotniuc.
a participat Partidul Democrat în campania electorală din Găgăuzerii. N-a participat. Dar, are majoritatea, deci a deputaților, aleșilor locali. Cum? A intrat pe ușa din spate. A participat Plahotniuc, deci, în campania din 2010. N-a participat, dar cu 10 zile înainte a fost înscris, a fost inclus, deci, în liste al 7-lea, al 5-lea, al câtelea a fost acolo. Și este deputat astăzi. N-a participat. Al doilea. Oamenii care ne privesc astăzi vor să înțeleagă. Pe cine să credem? Asta e... Uitați-vă. Avem cele patru puteri în stat, da? Cele trei, deci, sunt compromise. Parlamentul, guvernul și judecătoria. A rămas mass media. Mass media este cumpărată, știm așa cum stă la... Deci cel mic, a cui stă. Ceilalți îi vor lăsa să latre, deci mass media n-are niciun cuvânt de spus aici, în Republica Moldova. Veți spune și noi spunem, așa cum am spus. Când e lată, caravana se mișcă. Este foarte trist acest lucru, fiindcă mass media, într-adevăr, într-o țară democratică, este cea care este câinele de pază, dar ulterior există instituțiile de stat, cum ar fi Ministerul de Interne, Procuratura și alte instituții care deja fac dreptate. Adică mass media aduce pe tapet și atunci când se spune că mass media n-a venit cu argumente sau același, nu că aș apăra vreun partid sau altul. Deci în Parlament, Partidul Comunist n-a venit nici cu un argument împotriva lui Plahotniuc. De ce? Deci n-am votat demisia. Auzeam, deci, din Alianța pentru Integrare Europeană. Domnilor, de unde să luăm aceste argumente? Dacă procurorul, deci, al lui Plahotniuc, deci, cu 2 milioane, dacă justiția lui Plahotniuc, dacă ce? Mai mult decât atât. Ceea ce este trist. La acest Consiliu, deci, de reformare a justiției, de-a dreapta președintelui Republicii Moldova, cine este? Vlad Plahotniuc. Și de asta doriți, noi dorim. Ai vrut să spui piticul din povestea cu succes. Pe lângă asta, pe ecran trebuie să amintesc și aici să precizez telespectatorilor. Au rulat pe ecran, pe parcursul emisiunii, acte cu ștampilă, cu semnături originale. Trebuie să accentuez acest lucru. Pentru că la conferința de presă avocații au menționat că sunt niște falsuri. Deci documentele prezentate până în prezent, până la această conferință, sunt adevărate, deci nu sunt falsuri. Asta trebuie specificat. Domnule Țărdea, facem o concluzie? Desigur că facem. Concluzia mea este următoarea. Nu s-a schimbat. Păpușarul încearcă să-și usturoiască imaginea. Unu, a pus alianța în joc când și-a propus propriu, în mod personal, și-a propus propria demisie. Deci asta e unu. Doi, a încercat mai departe să fac comisia aceasta, ședința Comisiei Parlamentare, da? Pentru securitate. Da, iar da. Și-a pus în joc Procuratura, Biroul Interpol. A încercat acum, deci, cu acești avocați conferință de presă. Iar se spală. Dar nu îi se reușește. De ce? Când cineva spune că alianța și-l-a asumat pe Plahotniuc, și eu știu cine spune acest lucru, deci e o mare eroare. Nu merge. Și nu merge de ce? Fiindcă în alianță doi indivizi au votat contra lui Plahotniuc. Unul este Butmalai, care în general a părăsit sala, și doi, domnul Ugodea. Dacă cel puțin unul vota contra, eu deja spuneam că domnul Plahotniuc nu are suportul întregii alianțe. Aici au fost doi, mă înțelegeți? E unul. Doi, aici iarăși s-a prăbușit, ați văzut. Niciun efect. Încearcă să spele, arată, futură documente, nimic n-ajută, mă înțelegeți? Și, la urmă, ca să concluzionez, el va încerca acum să controleze întreg spațiul mediat. Fie că mâine, poimâine, se desfășoară alegerea directorului la Moldova 1. E ultima etapă care el vrea întreaga piață mediatică să o pună sub control. Asta e penultima. Eu cred că următoarea țintă ar fi Jurnal TV. Da. Și mai departe, Jurnal TV. Asta e unul. Mai departe, partidele, deci nu avem timp, dar justiția, partidele și era. El va încerca mai departe, deci, să cucerească, să controleze totul. Încheiem aici ediția specială și vă mulțumesc pentru comentariile și analizele făcute aici. Doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit. Nu pierdeți la ora 13 Jurnalul de Știri cu Lucia Roșca și în câteva clipe datele meteo cu Tatiana Vornicescu. Toate bune, o zi minunată să aveți!